Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Este o ediție oarecum mai specială pentru că o realizăm direct într-o sală de operație. Este o sală de operație în care se poate practica și chirurgie robotică, după cum veți vedea. Interlocutorii de astăzi sunt doi reputați profesori din Cluj-Napoca, domnul profesor dr. Ion Coman și domnul profesor dr. Nicolae Crișan, de la Universitatea Iuliu Hațeganu și de la Spitalul Municipal din Cluj-Napoca, cu o reputație bine stabilită, nu numai în urologie, dar și în chirurgia minim-invazivă, în general, și în chirurgia robotică, în particular, de altfel, o metodă foarte potrivită pentru a aborda întreaga patologie a rinichiului și căilor urinare. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Seara și mulțumim pentru invitație. Bună seara, mulțumim foarte mult pentru invitație. Deci aș dori să începem dialogul din acest punct și anume ați început chirurgia robotică în 2009, odată cu achiziția primului robot în Cluj-Napoca la Spitalul Municipal. Deci iată, sunt mulți ani de chirurgie robotică în spate, o experiență foarte bogată și presupun că ați realizat la început, nu ne-a fost clară în ce măsură indicațiile chirurgiei robotice vor merge către chirurgia generală sau către urologie sau către alte tipuri de chirurgie și iată că până la urmă pariul cu urologia s-a dovedit câștigător în cea mai mare măsură și celelalte specialități beneficiază de chirurgia robotică și de robotul Da Vinci, dar urologia este desigur prima dintre aceste specialități. Și atunci, mai ales că aveți această viziune la scară istorică a dezvoltării chirurgiei robotice în urologia românească, v-aș ruga să rememorați un pic pașii parcurși și punctul în care ne aflăm astăzi. Primii pași în chirurgia laparoscopică și ulterior robotică, le-am făcut la Cluj-Napoca. Laparoscopia a început în 1996 alături de regretatul profesor Sergiu Duca, moment extrem de important pentru achiziționarea primelor mișcări, gesturi de mini-invazivitate în patologia urologică. Fapt ce ne-a permis în 2009 să facem destul de ușor pasul spre chirurgia robotică. O altă tehnică mini-invazivă cu mare precizie și siguranță în efectuarea gesturilor chirurgicale ale pacientului urologic. Am făcut acest pas alături de profesorul, actualul profesor Nicolae Crișan, care este și vicepreședintele Asociației Române de Urologie, atunci era rezident, și l-a jucat pe el să prezinte din amintirile tinereții lui în robotică. Da, practic am avut șansa de a interacționa cu această chirurgie minim-invazivă încă din prima zi de rezidențiat, avându-l ca și mentor pe domnul profesor Ioan Coman. Mi-aduc aminte de prima prostatectomie radicală laparoscopică la Spitalul Municipal în 2004 și apoi prima cistectomie radicală laparoscopică, dar mi-aduc aminte că atunci chirurgia laparoscopică era foarte grea. Aveai o cameră video, o pensă, o foarfecă, nu exista sistem de sigilare vasculară, nu exista pensă bipolară, nu exista firul unidirecțional, nu existau hemolocuri, doar niște clipuri metalice. Deci chirurgia laparoscopică era rudimentară și foarte grea. Și mi-aduc aminte că rezultatele erau greu de obținut, rezultatele post-chirurgicale. Pe acest fond, după 4 ani de chirurgie laparoscopică, am interacționat în 2008, pentru prima oară, împreună cu domnul profesor Ioan Coman, cu această chirurgie robotică, la Milano, la un congres european care a fost în martie, în 2008. Am avut șansa de a asista la primele operații de robotice la Institutul European de Oncologie din Milano, împreună cu fostul elev al domnului profesor Ioan Coman, profesorul Delu Victor Matei și profesorul Octavio Decobelu de la Milano. Impactul a fost extraordinar asupra mentalității noastre când am văzut această chirurgie robotică și modul în care chirurgia robotică a surmontat toate limitările chirurgiei laparoscopice,
practic am fost convinși după 5 minute și acolo în martie, în 2008, în sala de operație, domnul profesor Comea mi-a spus, într-un an trebuie să avem și noi acest robot la Cluj. Nu pricepeam foarte multe atunci, dar am fost suficient de mobilizat ca să mă întorc două luni mai târziu sau trei luni mai târziu în iunie pentru un stagiu de 3 săptămâni în chirurgia robotică și apoi la sfârșitul lui 2008 încă 4 luni pentru specializare în chirurgia robotică. Fără să-mi dau seama, practic ne îndreptam spre anul 2009 când ceea ce domnul profesor Coman m-a avertizat în sala de operație chiar s-a întâmplat și în 2009, așa cum a spus domnule profesor, am început chirurgia robotică la Cluj. 2009 a fost un an de pregătire. Pe vremea respectivă nu exista YouTube, nu exista posibilitatea de conectare online și pentru fiecare operație robotică făceam un drum de Milano. Ne urcam în mașină, călătoream 1300 de kilometri până la Milano să vedem o operație robotică și apoi ne întorceam, pregătindu-ne pentru finalul anului 2009 când am realizat primele intervenții chirurgicale robotice. Deci a fost o împletire între pasiune, dăruire față de pacienți și tehnologie. Pot să spun astăzi că interacționând cu tehnologia încă din rezidențiat, mentalitatea mea și formarea mea ca și chirurg a fost amprentată puternic de tehnologia. Da, fără discuție. Și de aici încolo, plecând de la prostatectomia radicală robotică, operație care s-a impus ca standardul de aur și care a intrat în conștiința publică sub această formă, motiv pentru care aderența marelui public la acest tip de operație este, spune, quasi totală. După care, sigur, tot în urologie s-au mai conturat și alte indicații. Astăzi vorbim exclusiv de aceste indicații în urologie, deoarece vorbim cu doi distinși profesori de urologie. Deci, ce ne puteți spune de gama de intervenții pe care le abordați de la început și de gama de intervenții pe care le abordați acum? Cum s-au diversificat ele de-a lungul timpului? De unde ați început și unde vă aflați acum? Ceea ce vreau să spun că față de chirurgia laparoscopică standard, 2D, fie chiar 3D, curba de învățare în robotică este foarte scurtă. Laparoscopia foarte greu prinde în lumea urologică la ora actuală, datorită dificultăților tehnice, limitărilor pe care laparoscopia standard le impune. Având în vedere avantajele mini-invazivității și facilității execuției cu robotul chirurgical Da Vinci, laparoscopia asistată robotic câștigă teren în ziua de astăzi. Am început, sigur, cu prostatectomia radicală robotică, asistați de distinși profesori de la Institutul European de Oncologie, având baza laparoscopiei, foarte ușor am făcut această trecere spre robotică. Facilitatea execuției tehnice, precizia disecției în planuri submilimetrice, uneori greu accesibile mâinii chirurgilor în spațiu retropubic, pentru prostată, dificultățile în a separa bandelete neurovasculare de capsula prostatică, structuri extrem de importante pentru funcția erectilă și pentru continență, dificultățile în a conserva sfincterul uretral și a oferi pacientului șanse de recuperare rapidă a continenței, sunt lucruri extrem de importante și pentru toate acestea robotul ajută foarte mult. Ceea ce înseamnă că pacientul va pierde puțin sânge în timpul unei intervenții, se va mobiliza a doua zi după intervenție, se va alimenta prima sau a doua zi după intervenție și 2-3 zile pacientul cu cancer de prostată operat robotic se poate externa cu o sondă pe uretă care cam la 7 zile se poate suprima și după suprimarea sondei pacientul în scurt timp poate fi integrat familial, social, cu continența cât mai rapid conservată și sigur și cu funcția erectilă în cazul de selecționate și acolo unde diagnosticul a fost pus precoce. Este categoric, așa cum ați spus, o intervenție gold standard, este standardul de aur, este în Statele Unite, de exemplu, doar robotii se operează prostata la ora actuală, nu la laparoscopie și nu plastic, și asta spune deja foarte mult. Și în țările civilizate la fel și mă bucură enorm de mult că alături de Nicu Crișan am făcut acești pași și în România. Și este o alternativă minim-invazivă, modernă, de mare valoare, pe care pacienții din România au la dispoziție.
Sigur, ce alte operații urologice mai pot fi efectuate robotic și, în general, minim invaziv? Și eu o să vă spun puțin mai târziu sensul acestei întrebări. Deci, dar cum s-a diversificat de la prostatectomia radicală robotică gama intervențiilor urologice pe care le practicați? Acum este în desfășoare o prostatectomie radicală robotică aici, la spitalul privat din Brașov, unde lucrăm. Este unul dintre colaboratorii noștri, doctorul Cealan, care execută operația. Noi am venit să-l asistăm, practic să-l aplaudăm, execută impecabil această tehnică. Ieri Nicu Crișan a efectuat un cancer vezical infiltrativ, l-a operat robotic, respectiv a scos vezica urinară, a curățat ganglionii pelvini și a luat și un segment de intestin, de ileon, și a făcut o altă vezică urinară din intestin, totul robotic, cu câteva înțepături la piele. Pacientul dimineața era cu toate constantele biomorale în limite absolut normale, urina curată, denurile fără drenaj important patologic. E o stare incredibilă a bolnavului operat robotic față de pacientul cancer vezical operat clasic, de exemplu. Deci, una toată patologia oncologică, te rog, Nicu, continuă. Ah, ok, da. Pentru o lungă perioadă de timp s-a considerat că această chirurgie minim-invazivă se adresează unei patologii ușoare, patologie benigne. Intervențiile de mare amploare nu se pretează la chirurgia minim-invazivă. Putem spune în clipa de față că exact invers stau lucrurile. Tocmai pentru intervențiile cu morbiditate mare, cum este prostatectomia radicală, cum este nefrectomia parțială, cum este cistectomia radicală cu neovezică, tocmai pentru aceste intervenții de mare amploare, chirurgia minim-invazivă aduce beneficii maxime, pentru că morbiditatea aceasta importantă se reduce semnificativ prin abord minim-invaziv. Deci dacă am început timid cu intervenții simple, treptat, indicațiile s-au extins spre prostatectomia radicală, care în acest moment este standard, gold standard, apoi s-a extins spre intervențiile de nefrectomie parțială, în care ne dorim să conservăm rinichiul pacientului și să îndepărtăm doar masa tumorală, avantaj cu impact important asupra sistemului sanitar, pentru că singur un pacient care nu ajunge la dializă înseamnă costuri mult mai reduse pentru sistemul sanitar. Și apoi, în final, ajungând la aceste intervenții de mare amploare, de cistectomie, de îndepărtare a vezicii urinare cu reconstrucție de rezervor. În clipa de față, 90% din ceea ce se operează în urologie se pretează la chirurgie minim-invazivă robotică sau la laparoscopică, dar în special robotică. Aș vrea să vă înțeleagă, pentru cancerul renal, doar tumorile mici beneficiază de avantaje roboticii, respectiv nuclearea sau nefrectomia parțială. Aici este iar un alt gol standard, aș spune. Dar chiar tumorile renale cu invazie venoasă, să știe că au un apetit pentru a evolua pe cale venoasă până chiar în altul drept, tumorile renale. Până și aceste tumori infiltrative în vena cavă, sistemul cav, în spleatru, beneficiază la ora actuală de intervențiile robotice. Și se practică în echipa noastră aceste intervenții. Chirurgia plastică, reconstructivă, pieloplastile, malformațiile de tract urinar, uretrocalvă, ureterocistoneostomiile, pentru cine este familiarizat. Practic, toată patologia oncologică, urologică, la actuală, poate fi rezolvată robotic, ceea ce înseamnă enorm de mult, la fel malformațiile. Și mai rămân câteva indicații, adenomul de prostată, calculi care se rezolvă cu laserul, de așa manieră încât, la ora actuală, cel puțin în echipa noastră și serviciul nostru, intervenții chirurgicale clasice au fost mult, mult reduse, respectiv circumcizia și hidrocelule, mai facem și eventual retroplastile la ora actuală pe cale deschisă cu bisturiul clasic, în rest beneficiază în totalitate urologia de mini-invazivitate. Aici, în România, este o mare, mare bucurie pentru mine că alături de echipa pe care o coordonez, la municipal s-am coordonat-o și acum cu succes Nicu Crișan, lucrurile merg în această direcție și suntem în tren cu lumea civilizată. Da, asta era sensul final al întrebării, așa cum am formulat-o, incluzând și laparoscopia, deci tot ce înseamnă minim-invaziv. Ce mai rămâne pentru chirurgia deschisă? Ați precizat, ați făcut-o și în urmă cu ceva timp într-un articol, într-un interviu pe care l-ați acordat Ziarului Cotidianul și în care ați spus același lucru, că pe calea deschisă se mai operează doar circumcizia și hidrocelul.
Și probabil că asta este o realitate a urologiei moderne, motiv pentru care personal vă felicit, faptul că ați adus această mentalitate occidentală în România este absolut meritoriu. Ați mai menționat ceva care iarăși mi se pare foarte important, de fapt prezența noastră în această formulă, domnul profesor Coman, mentorul și deschizătorul de drumuri, profesorul Nicolae Crișan, elev al profesorului Coman, dar iată, a ajuns el însuși profesor și predând ștafeta în continuare unei alte generații care operează acolo în spatele noastră, e calea normală de dezvoltare a medicinei. Pe de o parte, pentru că generațiile noi învață și ele și la un moment dat trebuie lăsate să se dezvolte. Pe de altă parte, există o anumită logică, inclusiv într-o carieră universitară, sunt anumite vârste la care trebuie să începem sau să realizăm o ascensiune universitară. Iată, profesorul Crișan a ajuns tânăr în această poziție, dar conștient. 43 de ani. Vă doresc cât mai mulți în această carieră, dar conștientizând faptul că deja trebuie să formeze la rândul lui o altă generație. Și asta este o idee importantă, fundamentală, aș spune, pentru dezvoltarea medicinei românești și care cred că trebuie bine înțeleasă de către toți cei implicați în sistemul medical românesc. O a doua idee este aceea că dumneavoastră operați acum într-un spital privat. Ați spus că sunteți, evident, cadre universitare la Universitatea Iuliu Hațeganu din Cluj. În momentul de față, însă, vă aflați într-un spital privat. Și aici aș vrea foarte pe scurt să abordăm această relație între sistemul public și sistemul privat, mai ales că și eu, ca și dumneavoastră, am lucrat și lucrez în ambele sisteme. În opinia mea există puncte cu plus în fiecare și cu minus la fel în fiecare și în final ele se completează reciproc dacă știm căror pacienți li se adresează unul și căror pacienți li se adresează celălalt și dacă știm să folosim avantajele fiecăruia în interesul pacienților. Deci, aici, din nefericire, în ce privește robotica, lucrurile au evoluat, aș spune, cumva aproape forțat către deplasarea spre private. Știți bine că eu însă am fost implicat în începuturile chirurgiei robotice în România, în sfera chirurgiei generale, dar la fel de bine știți că, la un moment dat, în sistemul public, finanțarea chirurgiei robotice a fost întreruptă. Și atunci nu rămânea decât această soluție și anume deplasarea roboticii în sistemul privat. Ea s-a făcut lină, spune, n-a fost un cutremur în sistemul medical, s-a făcut aproape natural. Sigur, poate că în sistemul privat sau dacă s-ar fi menținut și în sistemul public finanțarea, mai mulți bolnavi ar fi putut beneficia de chirurgie robotică, în timp ce în momentul de față beneficiază doar cei care își permit costurile din sistemul privat. Cu toate astea, numărul lor este semnificativ, ținând cont de numărul de operații care se fac anual prin chirurgie robotică. Și atunci v-aș întreba, deci, cum vedeți această relație și mai ales evoluția în timp? Chirurgiei robotice în sistemul public i s-au imputat costurile mari. Iată că aceste costuri, așa mari cum sunt pentru pacient care știe că își află salvarea și sănătatea doar prin această metodă, ele sunt până la urmă acoperite. Și atunci mă gândesc că normal ar fi să se revină la un moment dat și la ideea de a finanța robotica în sistemul public. Am început chirurgia robotică în 2009 la Spitalul Municipal din Cluj, spital de stat, și am avut mare bucurie până în 2015 să facem sute de bolnavi robotic, așa cum am spus, nu numai cancer de prostată, rinichi, vezică urinară, limfadenectomie retroperitoneală, malformații de căi urinare. Dar în 2015 am rămas fără finanțare la Spitalul Municipal, situație în care mi-a fost greu să mă uit la colaboratorii mei, tineri specialiști, care începuse deja să aibă oarecare experiență și sigur dorință de a evolua pe calea dezvoltării chirurgiei robotice, de a-și însuși și alte tehnici, fiind tineri, și se uiteau la mine foarte întrebător,
ce facem? Oprim evoluția noastră acum când abia am făcut doi pași spre chirurgia robotică, chirurgia prezentului și categoric chirurgia viitorului? Și atunci, doi ani de zile, vreau să mă cred că am umblat în toată țara la bănci, la oameni cu posibilități materiale deosebite, să-i conving să facem un pas spre sistemul privat. Am avut deschidere doar aici, repet, după 2 ani de zile, la Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, domnul Miron, patronul acestui spital, care în 15 minute a înțeles că acesta este viitorul, prezentul și viitorul chirurgiei în general și a chirurgiei urologice în special, și a făcut ca într-o lună de zile de acea discuție, în 2017, în martie, să înceapă robotul pe aici, la Sfântul Constantin din Brașov. După 5 ani de zile, iată că robotul a ajuns în sistemul privat și la Cluj, la Regina Maria. Este bucuros, e o bucurie pentru mine că avem robot și la Cluj-Napoca în sistemul privat, dar este extrem de frustrant pentru că în fiecare zi consult foarte mulți pacienți și eu și colaboratorii mei și trebuie să diferențiem care pacient va fi operat robotic, va beneficia de toate avantajele mini-invazivității și de chirurgia secolului 21, și alții care vor fi operați prin tehnici deja depășite. Și eu sper că măcar Nicu Grișan și elevii mei vor avea șansa într-un viitor foarte apropiat să poată să opereze și la spitalele de stat și la private în continuare, dacă vor fi dornici, cu robotul chirurgical Da Vinci. Susțin, banii de la casă de asigurări trebuie să urmeze pacientul, pacientul trebuie să fie liber să-și aleagă locul unde va fi operat din moment ce a plătit impozit de o viață întreagă. Aceea sumă poate fi achitată și la sistemul de stat și la cel privat. Nu știu exact care vor fi deciziile politice, dar o competitivitate între sistemul de stat și cel privat cred că este în beneficiu pacienților. Ce zici? Da, eu le văd mai degrabă complementare și uneori e ce rezolvă sistemul de stat, nu poate rezolva sistemul privat, mai ales pe pacienții fără resurse financiare majore, și invers, sunt pacienți care preferă sistemul privat din multe motive, în primul rând ținând de confortul personal și de accesul familiei la îngrijirea lor postoperatorie, așa încât eu cred că împreună reușesc să se completeze. Dar revenind la costuri și la motivele pentru care ele au fost considerate mari în sistemul public, unde într-adevăr bugetul nu este formidabil, în robotică, o parte importantă a costurilor este reprezentată de serviciul anual, care la rândul lui este raportat la numărul de operații efectuate. Și aici una din soluții, care vine tot din sistemul privat, profesorul Cătălin Copăescu o propune cumva și o și practică, este aceea de a mări numărul operațiilor hibride, în care o parte se face laparoscopic, o parte se face robotic, dar în felul ăsta robotul poate să acumuleze mai multe operații, așa încât costurile serviciului să fie mai ușor acoperite. În urologie nu avem acest concept neapărat de chirurgie hibridă, pentru că, practic, întreaga intervenție chirurgicală se pretează pentru robotică. Legat de costuri, sigur, eu mi-am pus întrebarea mereu de ce într-o politică de sănătate publică un guvern investește 4 milioane de euro în doi roboți. În 2009 unul a venit la Cluj, unul a fost la dumneavoastră la Spitalul Fundeni. Sprijin aceste două sisteme printr-un program național de chirurgie robotică și după ce cele două sisteme se dezvoltă și mulți pacienți beneficiază, brusc aceeași politică de sănătate publică decide să suspende programul de chirurgie robotică, lăsând fără finanțare cei doi roboți. Cred că aceste politici de sănătate nu se stabilesc pe un an, pe patru ani, ci sunt politici care ar trebui să acopere următorii 30-40 de ani, așa ar trebui gândite. Deci m-am trezit în situația de tânăr specialist, dornic de performanță în domeniul meu chirurgical, în situația ori de a pleca din țară ca să pot să îmi continui performanța în urologie,
fie după masa să lucrez într-un sistem privat. Bineînțeles că opțiunea de a rămâne în țară și de a fi util pacienților din România a dominat și varianta chirurgiei robotice în sistem privat a fost singura opțiune și o opțiune pe care eu am ales-o cu drag. Da, în aceste condiții să ne gândim împreună și la alte soluții. Acum, până nu de mult, robotul Da Vinci a fost singurul actor de pe piață și faptul că firma Intuitiv n-a scăzut costurile a fost o surpriză nu foarte plăcută, sincer vorbim, pentru noi toți cei care am fost implicați în robotică. Ne-am așteptat ca la un moment dat costurile să mai scadă, ele n-au scăzut, dar iată că acum a apărut o anumită competiție. Cum priviți posibilitatea de a introduce alt tip de robot cât mai curând și în sistemul românesc? Da, cred că sistemele noi robotice vor crea o concurență care va fi foarte benefică. Faptul că cei de la firma Intuitiv au avut exclusivitate n-a fost un lucru neapărat bun. Ne-am așteptat cu toți să scadă prețurile atât de achiziție, cât și prețurile consumabilelor. Mentenanță. Și mentenanță de asemenea. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și sigur am suferit cu toții datorită faptului că operațiile robotice erau greu accesibile pacienților. Sistemele noi, sunt cel puțin două sisteme în acest moment, un sistem de la Medtronic și un al doilea sistem Cambridge, încearcă să găsească locul, sigur se vor impune și cred că în curând vom asista la un nou val de chirurgie robotică. Pentru că eu spun, sunt două valuri de chirurgie robotică care s-au epuizat și urmează al treilea val. Primul val a fost în sistem public, sprijinit de Programul Național de Chirurgie Robotică. Al doilea val a fost cel în chirurgia robotică din sistem privat. În momentul de față sunt 9 sisteme robotice în România în sistem privat și încet, încet se pregătește al treilea val de chirurgie robotică care va fi în spitalele județene. Sunt convins de acest lucru. Universitare primate și... Universitare și apoi spitalele județene, pentru că deja există un interes real. Generațiile tinere care au început să lucreze în spitalele universitare și județene realizează o presiune de jos în sus de data aceasta. Ei au mers, au specializat în Occident și deja își doresc ei să lucreze cu această chirurgie minim-invazivă. Deci există o presiune, pregătește un al treilea val. Dacă se va sincroniza și cu scăderea de prețuri pentru sistemele noi, eu cred că extinderea chirurgiei robotice va fi una reală. Nu vreau să înțeleagă că doar peste votare s-au specializat. Noi anul acesta avem al treilea special congres de progres în urologie dedicat în principal roboticii. Ai organizat și anul acesta mai multe cursuri de chirurgie robotică. Deci avem tineri, mulți, valoroși, care vor să rămână în țară, condiționați de dezvoltarea sistemului sanitar cu dotare cu aparatură performantă. Tot mai mulți tineri vor să lucreze cu robotul chirurgical Da Vinci. La Cluj este înființată, și tu ești pionierul acestei idei, societatea de robotică a studenților. Sute de studenți sunt în această societate din Cluj, dar și din alte centre universitare din țară, și care anual organizează training-uri, cursuri, simpozioane, participă la congresele noastre de chirurgie robotică. Deci interesul este fantastic pentru tânăra generație și categoric acesta este viitorul la chirurgie robotică. Da, fără îndoială, deci aici ați pledat și ați subliniat presiunea care vine din partea corpului medical și mai ales a generației tinere. Pe de altă parte, în mod evident, va exista și o presiune din partea pacienților, pentru că, încă o dată, cu cât ei vor fi mai convinși de rezultatele superioare ale chirurgiei robotice și cu cât gama de operații urologice, dar nu numai, lucrurile pot fi extrapolate și la alte tipuri de chirurgie, se va extinde, cu cât această gamă se va extinde, cu atât pacienții vor crea ei și o presiune asupra decidenților în sănătate de a introduce chirurgia robotică. Până atunci, deci, interesantă această succesiune, deci sistemul public introduce chirurgia robotică în România, oprea sistemul privat și, în final, de fapt, ideal ar fi să se ajungă la situația în care ambele sisteme o vor practica fără discuție. Asta înseamnă că cel public trebuie să o reintroducă, pentru că în privat ea va rămâne cu siguranță și
investitorii din sistemul privat, care până la urmă, sigur, au anumite riscuri financiare când iau astfel de decizii, au dovedit, așa cum ați spus și dumneavoastră, un mare curaj și o anumită viziune, pentru care, în opinia mea, merită felicitați. Ce alte operații mai aveți în pregătire pentru zilele următoare, așa încât cei care ne ascultă să afle cât mai multe despre indicațiile chirurgiei robotice? În timpul liber, după masă, după ce termină operații mari la laparoscopie 3D la Spitalul Municipal, împreună la Regina Maria în Cluj, ce avem săptămâna viitoare? Sunt intervenții clasice, urologice, dar aș vrea să subliniez o clasice altă... robotice. Clasice robotice. Deja sunt clasice, da. Dar o altă indicație care este extraordinară este recoltarea de rinichi de la donatorul viu cu scopul transplantului renal. Sigur, donatorul viu este practic o persoană sănătoasă, el realizează o intervenție în scop umanitar, donându-și rinichiul și toate obiectivele pentru această persoană sunt ca să plece înapoi acasă cu minimă suferință. Pentru că încă o dată realizează o intervenție cu scop umanitar, donându-și rinichiul și nu pentru că ar avea o patologie. Aici chirurgia robotică a ocupat un loc foarte important. Să recoltez rinichiul prin chirurgie robotică înseamnă o suferință minimă pentru pacient și practic se... donator, nu-i pacient. Este donator, practic, da. Practic se atinge obiectivul de a se întoarce cât mai repede la viața lui normală, profesională, socială și familială. Satisfacțiile sunt teribile legat de acest tip de intervenție chirurgicală. Și nu numai pentru donatori se folosește robotul, aici la Brașov, deja este experiență și în utilizarea robotului la primitor. Sigur, colaborând cu profesorul de peste rotare, e o experiență nouă la nivel mondial, dar inclusiv primitorul beneficiază de avantajele chirurgiei robotice. Rinichiul de la donator recoltat la laparoscopic sau robotic se transplantează la primitor tot robotic, oferind mini-invazivitate și cu toate avantajele robotice și pentru pacientul care suferă o intervenție de mare anvergură cum este transplantul. Indicațiile robotice s-au extins tot mai mult și inclusiv pentru intervenții unde ne gândeam că niciodată nu o să fie altfel decât în chirurgie clasică, cum este transplantul renal, și aici chirurgia robotică și-a găsit un loc. Da, ca să rămânem puțin în acest domeniu, cum vedeți posibilitatea practică de a introduce cel puțin prelevarea laparoscopică? Apropo de ceea ce spuneați, da, echipa doctorului Bogdan Moldovan a comunicat câteva cazuri împreună cu partenerii de la Geneva, cu care au lucrat împreună, în care inclusiv operația la primitor a beneficiat de chirurgie robotică. Dar, în mod concret, cum vedeți posibilitatea de a implementa în România o astfel de metodă? Și aș mai adăuga un lucru. În ziua de astăzi, metodele de prezervare a organelor în afara organismului au ajuns la o durată importantă. Pentru rinichi oricum era posibil păstrarea în afara organismului pe un timp destul de lung. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că în aceste condiții prelevarea poate fi făcută într-un centru de chirurgie robotică și rinichiul transferat în condiții de crioprezervare echipei de implantare care se poate afla într-un alt spital. Cum vedeți pașii următori, concret, cunoscând situația programelor de transport? Dacă banul ar urmări pacientul, indiferent unde se operează, în sistem de stat sau privat, și casa de asigurări a înțelege acest mesaj, foarte mulți pacienți care au nevoie de transplant renal pot beneficia de experiența din sistemul privat și de avantajele mini-invazivității. Atât timp cât vedem doar partea de la stat, pentru transplantul renal cel puțin, de care ne ocupăm, limitarea avantajelor pentru pacienți a mini-invazivității este evident. Noi așteptăm aici de transplant sau comisia de transplant să priceapă acest lucru,
Pentru că aici am concluzionat cu toții că e bine ca la un moment dat și sistemul de stat să beneficieze din nou de chirurgie robotică. Ce voiam eu să spun e că nu mai este obligatoriu, de fapt asta se practică în Franța, de exemplu în chirurgia pediatrică, în transplantul pediatric, prelevarea se face într-un spital de către o anumită echipă și ficatul este transferat altui spital. Dar nu numai eu, un exemplu, mai sunt și altele. Deci plecând de la posibilitatea de a păstra organul prelevat în afara organismului un număr de ore, nici măcar nu va fi obligatoriu ca aceste două tipuri de intervenție, prelevarea și implantul, să se facă în același spital și atunci unitățile specializate în chirurgie robotică ar putea să facă prelevarea, cel puțin într-o primă etapă. Așa o să se facă în aceeași... Da, ideal ar fi să se facă în același loc, dar la un moment dat e posibil ca aici să apare iarăși presiunea pacienților, pentru că, așa cum sublinia profesorul Crișan, un donator e o persoană sănătoasă, vrea să se întoarcă foarte repede la lucru, la treabă. Nu e o plăcere să recupereze după o incizie foarte mare. Și atunci unii dintre ei ar putea să pună ca și condiție: eu donez un rinic, dar am nevoie de abord minim invaziv ca să pot să-mi reiau foarte repede ocupația de dinainte de prelevare. Da, deci revenind, iată posibile aplicații în transplant și plecând de la programul dumneavoastră de săptămâna viitoare, ce alte tipuri de operații s-ar mai putea face robotic? Aș putea să spun că, aș putea să mai spun încă două indicații. O indicație specială sunt pacienții tineri cu istoric de cancer testicular și care, din păcate, dezvoltă adenopatii metastatice abdominale retroperitoneale. Vorbim de cazuri sensibile pentru că sunt bărbați foarte tineri și pentru care îndepărtarea celor mase adenopatice este un deziderat. Aceste intervenții sunt intervenții de mare amploare. Mi-aduc aminte de curând am avut un astfel de caz și pregătind operația, în bloc operator a venit profesorul Constantin Ciuce, un nume în chirurgia românească, și cunoscând mi-a spus: știi, și eu am făcut multe cazuri de limfadenectomii retroperitoneale, dar zice, sunt niște operații grele care de multe ori, da, care se lasă cu rezecții intestinale, de duoden, de colon, de intestin subțire. E o chirurgie mare și grea. A fost foarte încurajatoare intervenția dânsului înainte, în debutul unei limfadenectomii retroperitoneale robotice, și din curiozitate dânsul a rămas în sala de operație să urmărească operația. Și a înțeles foarte bine că chirurgia robotică a schimbat total morbiditatea, adică complexitatea acestei intervenții, pentru că prin chirurgie robotică la astfel de bărbat tânăr s-a putut realiza o limfadenectomie cu agresivitate minimă, fără să fie necesare acele rezecții multiviscerale și pacientul întorcându-se acasă foarte repede cu un minim de complicații. După 5 zile. Da. Deci vedeți, s-au extins treptat indicațiile și pentru intervenții de o complexitate largă. Apoi, mi-aduc aminte... Dacă îmi permiteți aici, aș adăuga, deci cred că această limfadenectomie, ce spuneți dumneavoastră, e valabil nu numai în cancerul testicular, poate fi valabil și în cancerul renal, pentru că eu mi-aduc aminte unul din bunii mei prieteni operat, nu în România, ci într-o altă țară, minim invaziv, laparoscopic, adevărat, și la care unii ganglioni au fost deliberat lăsați pe loc datorită dificultății de a-i scoate, cu ideea că vor fi rezolvați ulterior prin radioterapie. N-au fost rezolvați prin radioterapie, din contră boala a progresat și pacientul în final a decedat cu boală evolutivă. Deci tot ce înseamnă limfadenectomie retroperitoneală, într-adevăr, poate fi mai ușor de efectuat pe cale robotică. Alte patologii complexe sunt combinații de patologie malformativă, cum ar fi rinichiul în podcoavă, cu patologie tumorală. Pacienți care se prezintă pentru prezența 11 mase tumorale bilateral pe rinichi în podcoavă.
Am avut mari dificultăți de a aborda acest caz, pentru că rinichii, fiind uniți la polul inferior, au de cele mai multe ori o vascularizație comună. Dacă mergeam pe ideea de a îndepărta un rinichi, riscam să fim obligați să facem nefrectomie bilaterală și riscul de dializă era un risc foarte, foarte înalt. Chirurgia robotică însă deschide drumuri și orizonturi noi de aplicații tehnologice. Pentru un astfel de caz, cu rinichi în podcoavă și prezența 11 mase tumorale, 4 mase tumorale pe rinichiul drept și încă 7 pe rinichiul stâng, am apelat la realitatea augmentată. Ceea ce înseamnă că un radiolog pasionat a realizat o reconstrucție tridimensională a anatomiei acestui pacient cu exactitate înaltă pe vascularizația, care este atipică într-un astfel de caz, și apoi, folosind o imprimantă 3D, am printat un model anatomic real al acestui pacient. Cumulajul în fața noastră am intervenit prin chirurgie robotică. Ne-am putut opri în orice moment al intervenției să consultăm mulajul imprimantei 3D, să putem localiza exact masele tumorale, raportul maselor tumorale cu vasele de sânge, apoi sursele de sânge, de sursele vasculare pentru rinichi și, într-un final, împletind chirurgia robotică și cu această facilitate care este realitatea augmentată cu imprimantă 3D, am reușit să îndepărtăm de pe rinichiul drept cele 4 mase tumorale. Trebuie să recunosc că m-a fascinat și pe mine această intervenție. Eu țineam mulajul de la imprimanta 3D în mână, cu cele 11 tumori pe rinic în formă de podcoavă și spuneam, nici un milimetru mai la stânga, un milimetru mai la dreapta, vezi că tumoarea este în contact cu vasul respectiv. Atenție la calea urinară. Și practic, el lucra la consola robotului și eu dirijam milimetric cu mulajul în mână. Este fantastic. Ceea ce intră în noțiunea de navigație chirurgicală, e pe cale de a fi introdusă și în chirurgia hepatică și sigur cu multe avantaje, pentru că drumul pe care îl urmează chirurgul este exact acela care trebuie urmat, nici un milimetru la stânga, nici un milimetru la dreapta și atunci rezultatul indiscutabil e mult mai bun. Pacientului s-au enucleat tumorile și a rămas cu rinichiul pe loc. Am evitat practic dializa pentru un astfel de pacient. Sigur, impactul asupra pacientului este unul considerabil. Dar pentru mine satisfacția a fost că ceea ce consideram de domeniul SF-ului, am reușit să trăiesc în prezent împlinind toate aceste avantaje ale tehnologiei. Deci, practic, se deschide o altă lume a chirurgiei în care fiecare moment intraoperator este asistat de tehnologie. Și mă aștept foarte curând să intre inteligența artificială bazată pe baze de date cu milioane de pacienți și când începe o intervenție chirurgicală ca și chirurg, să setezi, să introduci datele și profilul pacientului pe care vrei să-l operezi și la fiecare moment să fie asistat de această inteligență artificială, încă o dată spun, bazată pe baze de date de milioane de pacienți și care să spună probabilitatea înaltă în acest moment este să se întâmple un lucru sau să se întâmple alt lucru și lucrul acesta să te ajute să iei cea mai bună decizie între operatorii. Deci mă aștept foarte curând, dacă am putut să folosesc realitatea augmentată deja în România, mă aștept foarte curând să pot să utilizez și inteligența artificială. De asta revidiez 43 de ani la ora actuală. Da, și îi dorim mulți înainte și cu realizări deosebite. În același timp vreau să vă spun, domnule profesor, că inteligența artificială actuală nu mai e în etapa în care se bazează exclusiv pe aceste baze de date de care spune și pe care să le proceseze într-un timp record, ce a trecut la etapa următoare a rețelelor neuronale, a acelui deep learning, și inteligența artificială e capabilă să învețe așa cum și dumneavoastră ați învățat chirurgia robotică într-un timp mult mai scurt, fără să facă apel neapărat la toate intervențiile anterioare practicate. Asta este ceea ce este uimitor la ce numim acum inteligența artificială și la aceste mașini bazate pe rețele neuronale și care, sigur, vor înlocui foarte rapid, cel puțin o parte din munca umană, pentru că performanțele lor sunt de departe superioare celor pe care le poate realiza mintea umană. Cu toate potențialele pericole. Aici e o dezbatere etică ce poate să continue multă vreme și care
Nu știu în ce măsură poate să ajungă la niște concluzii clare, dar avantajele inteligenței artificiale, mai ales a acestei noi generații, care învață și învață atât de repede încât, încă o dată, lucrurile sunt absolut de domeniul incredibilului și ele se vor regăsi și în medicină. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție extrem de interesantă, direct dintr-o sală de operație înalt tehnologizată, unde efectuați operații, sigur, dificile, dar care, iată, cu ajutorul acestui robot devin oricum mai ușor de efectuat decât pe altă cale, în special decât prin laparoscopie, cu rezultate superioare și ne-ați dovedit foarte convingător că, într-un fel, aceasta trebuie să fie chirurgia viitorului. Vă mulțumesc foarte mult! O să plăcere și pentru noi. Mulțumim, domnul profesor! Vă mulțumim pentru invitație! Thank you.